Ministerul Educației a publicat lista actualizată a posturilor pentru titularizarea din acest an și lista profesorilor care au depus cereri de pretransfer. Potrivit calendarului concursului, înscrierile se fac în perioada 22-29 mai, iar inspecțiile la clasă pentru titularizare se desfășoară în perioada 3-28 iunie. Pentru a fi angajați pe perioadă nedeterminată, adică prin titularizare, candidații trebuie să obțină minim nota 7, atât la proba scrisă, cât și la proba practică și inspecția specială la clasă, în timp ce pentru angajarea ca suplinitor, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 5, atât la proba scrisă, cât și la proba practică și inspecția specială. Concursul constă în probă practică, ori inspecție specială la clasă și probă scrisă. Aceasta, din urmă, se susține pe baza subiectelor elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, în concordanță cu programele pentru concurs în specialitatea postului didactic aprobate prin ordin al Ministrului Educației. Proba scrisă se evaluează prin note de la 1 la 10, nota obținută având o pondere de 75% în media de repartizare. Dacă obțin nota 7 la titularizare, candidații se vor putea angaja în învățământ pe perioadă nedeterminată, în funcție de locurile libere pe care le găsesc în școli. Înainte de a susține examenul propriu-zis, profesorii trebuie să treacă însă de mai multe probe la clasă. Astfel, potrivit metodologiei de examen, candidații care nu obțin la inspecția specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5 nu pot participa la proba scrisă a titularizării. Cei care nu primesc măcar nota 7 nu vor putea ocupa posturi pentru angajare pe perioadă nedeterminată. De asemenea, profesorul care a obținut cel puțin media 8 la inspecțiile la clasă în profilul postului, dar nu mai puțin de 7 la fiecare dintre acestea, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2019, pe parcursul anului școlar 2018-2019, poate folosi acest rezultat și în cadrul concursului național de titularizare, sesiunea 2019, pentru angajare pe perioadă nedeterminată sau determinată. În luna mai 2018 a fost adoptată legea prin care termenul în care un examen de titularizare este valabil se extinde de la 6 la 10 ani.